găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Marius Șumudica a decolat de urgență la Istanbul, iar în cursul zilei de vineri a fost prezentat oficial la Yeni Malatyaspor, echipă din Prima Liga a Turciei. După ce a refuzat-o pe Craiova 1948, tehnicianul român a ales tot o echipă din zona roșie a clasamentului. Malatyaspor ocupă locul 17 cu doar 6 puncte obținute în 8 etape. Sunt foarte fericit că am ajuns din nou în Turcia. Am semnat ieri noapte la ora 4, 3:30-4, au stat după noi, după staff, ne-au respectat foarte mult, asta a însemnat mult pentru noi, niște oameni deosebiți. Acum sper să-i răsplătim și rezultatele să vorbească. Dacă voi reuși să am aceleași rezultate ca la Kayseri și Gaziantep, cu siguranță toată lumea va fi mulțumită. Ne înhamăm la o muncă grea, dar mie îmi plac provocările și cred că îi voi scoate din situația în care sunt. Un fotbalist de la Farul Constanța l-a făcut pe Bogdan Lovon să-și pună mâinile în cap de uimire. La 17 ani, Eduard Rădăslăvescu le-a tăiat tuturor răsuflarea cu o minunăție de gol de la aproximativ 30 de metri. A fost chiar golul victoriei pentru echipa națională Under 20 a României într-un amical cu reprezentativa similară a Cehiei, scor 2-1. Nu este Rădăslăvescu major. Ok, bravo lui pentru execuția pe care a avut-o, bravo lui. Jos pălăria, mâinile în cap, da, bravo lui. Te-a învățat domnul Hagi ceva? Da, da, în fiecare zi îmi spune să dau la poartă, mi-arată cum să dau la poartă, m-a învățat foarte mult până acum. Tu joci la Constanța, dar de unde ești? De la câți kilometri? De la Băile Herculane, sunt 600 de kilometri. Și de la câți ani ai plecat de acasă? De la 12 ani stau acolo singur, mi-am luat inima din și am plecat de acasă, fără părinți. La început a fost puțin greu, dar mai aveam colegi din zonă și m-am acomodat foarte repede. Cine a plâns mai mult? Tu că ai plecat de acasă sau părinții? Părinții, mama a plâns cel mai mult. Acum sunt bucuroși. Acum, normal, când văd rezultatele, sunt bucuroși. Cristiano Bergodi este noul antrenor al celor de la Șep și Sfântul Gheorghe. Italianul a semnat prin e-mail, iar luni va conduce primul antrenament la noua echipă. Este al 10-lea club din România la care Bergodi va activa. Antrenorul nu a fost însă prima opțiune a celor de la Șep și care s-au văzut refuzați inițial de Ladislau Beloni și Costel Gâlcă. Handbalistele de la CSM București au fost să viziteze salonul auto de la București. Un meci din Liga Florilor le mai desparte pe tigroaice de deplasarea din Germania la liderul grupei A din Liga Campionilor, Borussia Dortmund. Nu este începutul de sezon pe care ni-l doream, însă mai sunt multe meciuri de jucat, suntem abia la început de drum, sunt multe puncte puse în joc și sper ca de acum încolo să obținem cât mai multe. Fotbalul scrie povești frumoase, iar unii oameni apar în viețile noastre ca o lumină. Este și cazul lui Marin Octavian, un mărinimos om de afaceri care a dat șansa unor copii talentați să crească frumos și să învețe drumul corect către o carieră de fotbalist. Tavi, cum îl alintă prietenii, a construit o vilă lângă casa lui din apropierea Bucureștiului, unde a pus totul la dispoziție pentru câțiva pitici. Aici mănâncă, se joacă, învață și se gospodăresc ca într-o familie copii din diverse colțuri ale țării. Proiectul FC Player cuprinde însă aproape 90 de tineri talentați ce câștigă mai toate meciurile la grupele lor de vârstă. Mă costă 100.000 de euro pe an, aproximativ, școală. Sunt banii pe care îi câștig bine și alor aici, dar e o pasiune foarte mare, îmi place ce fac și sper să am satisfacții de pe urma acestei investiții. Această casă pentru mine e ca acasă. Sunt din Vaslui, am venit aici ca să fac fotbal de performanță. Sunt aproximativ un an și două luni aici. Mă simt ca acasă. Nu este doar de părinți. Fac asta pentru viitorul meu. Ei mă susțin și își doresc foarte mult să ajung un fotbalist mare. Domnul Tavi pentru mine înseamnă ca și cum ar fi un tată pentru mine, pentru că mereu a fost alături de noi și eu cred că va fi întotdeauna. Eu sunt din vara asta, m-am transferat din Târgoviște. Mi-a fost mai greu la început să mă acomodez, dar acum m-am prietenit și cu cei din vilă, sunt mai apropiat de antrenori. La antrenamente mergem cu mașina clubului, am cumpărat o mașină de 8 lucruri pe care o folosim. Antrenamentele se face în afara orașului. Din păcate, în România sau în București nu există infrastructură pentru fotbal în oraș. Nu există teren de iarbă pe care să se antreneze. Alabio! Alabio! Alabo! Alabo! Alabo!
Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire de luni, să aveți un weekend liniștit!